cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Mă scuzați, am fost atenționat. Nu ești atent. Nu sunt atent, așa se întâmplă. Tocmai mă uitam pe frontul de luptă din județul Neamț. Știți, avem și noi frontul nostru de luptă. Iarăși se ia apa potabilă undeva în zona Târgu Neamț, Băile Ogrinzi, Mărășești, strada Dr. Ulea, Profesor Ungureanu, Câmpului și Batalion, de asemenea la Vânător și în alte câteva localități. Deci, frontul de luptă pe zona asta cu apa se acutizează și probabil că încet, încet vom avea și pierderi, până ajunge până și la pierderi umane. Pe de o parte, pe de altă parte, după cum puteți constata citind presa locală, din ce în ce mai multe incendii de vegetație care se extind și în zona de pădure. A fost ieri la Dămuc, dar probabil că dacă nu se iau măsuri rapide, lucrurile o iau razna de tot. Ați văzut și în alte județe sute de hectare care au fost afectate de asemenea incendii. Nici măcar faptul că cei care își incendiază terenul sau acceptă să fie incendiat terenul agricol nu mai primește subvenția de la APIA nu a liniștit lumea. Probabil că se acceptă o asemenea pierdere. Astăzi o emisiune un pic mai altfel despre relațiile de muncă și modul în care autoritatea care se ocupă cu așa ceva intervine în relațiile dintre angajat-angajator și veghează asupra, cum să vă spun eu, normalității pe piața muncii. Vom încerca să discutăm și sunt sigur că vom și reuși cu domnul Ioan Popescu, unul dintre directorii de instituție descentralizată cu cea mai mare experiență din Neamț. Bună dimineața, bine ne-am regăsit după mult timp. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Bună dimineața și telespectatorilor dumneavoastră. Domnul director, inspector șef, de fapt. Știți cum e asta cu inspectorii șefi? E foarte frumoasă. Dar aici e ca la dumneavoastră, ca la dumneavoastră, că se mai potrivește. Dar la inspectorat să ai inspector general, parcă sunt... Și la poliție inspector șef. Și la poliție inspector șef. Din că aici e inspector general. La învățământ general și la poliție inspector șef. Da. Da, hai să spunem că la ITM se potrivește. Da. Domnul director, domnul inspector șef, pe zona aceasta avem așa o efervescență, parcă punem într-un pahar cu apă câte o pastilă din aia de calciu și tot timpul avem, adică ordonanțe de urgență după ordonanțe de urgență, tot felul de reglementări noi. Lucrurile se schimbă atât de rapid încât cred că de multe ori chiar și angajații de la ITM au dificultăți în a ține pasul cu toate aceste schimbări. De aceea v-am invitat astăzi aici. Aveți dreptate. În general, dreptul muncii, în toată lumea, să știți, dar în special la noi, este una din cele mai dinamice ramuri de drept. Deci legislația se schimbă într-un ritm foarte, foarte intens. Și aveți dreptate cu atât, și colegii mei, inspectorii de muncă, sunt obligați să țină pasul cu aceste modificări legislative, pentru că ei sunt cei care, în vizitele de inspecție, sunt obligați să, pe lângă verificările pe care le fac, sunt obligați să-și aducă la cunoștință angajatorilor, salariaților, modificările acestea legislative. Dacă doriți să începem discuția cu modificările acestea legislative și cu noutățile... Cu ce este cel mai important să știe cei care angajează și cei care sunt angajați ca modificări? Pentru că așa în mare le mai știm noi. Ok, am înțeles, dar vă rog să-mi permiteți, vă rog, doar într-un minut să spun așa câteva vorbe despre Inspectoratul de Muncă. Ca să, eu știu, sunt convins că lumea știe, dar e bine să aduc aminte. Ei, atunci o să vă întreb și eu despre Inspectoratul de Muncă câte ceva după ce terminați okay. Dați un minut. Inspectoratele de Muncă sunt instituții cu personalitate juridică. Ele funcționează în fiecare județ și municipiul București. Sunt în subordinea Inspecției Muncii și misiunea lor principală este de
supravegherea respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă, a securității și sănătății muncă și avem și un domeniu mai mic de supravegherea pieței produselor. Asta în linii mari despre inspectoratul de muncă. În județul Neamț avem 50 de persoane la inspectoratul de muncă, din păcate numai 40 de posturi sunt ocupate. Și asta este o problemă. O mare problemă. Au început să plece destul de mulți dintre colegii mei. Anul trecut au plecat 7 colegi și la pensie, dar o parte s-au transferat în alte instituții pentru că salariile inspectorilor de muncă sunt cele mai mici din țară. Din sistemul bugetar. Față de Ministerul Muncii sunt cele mai mici. Noi și cu cei de la Protecția Consumatorilor, cei de la mediu acum au ieșit de foarte curând că a apărut un act normativ pe care l-am văzut chiar ieri, în care le-a dublat practic salariile. Nu știu dacă a intrat încă în vigoare. L-am văzut actul ieri, probabil câteva zile va intra în vigoare. Deci avem salariile foarte mici. Avem un parc auto, nu știu cum să spun așa, ca să nu se supere cineva pe mine. Când pleacă mașina, rămâne rugină acolo. Avem mașini de 18-19 ani vechime. Cea mai tânără mașina noastră are 8 ani de zile. Avem mașini foarte, foarte vechi. Finanțarea pentru acest gen de cheltuieli vine de la minister sau de unde? Finanțarea vine de la minister. Avem promisiuni că prin acest program PNRR și noi vom primi anul ăsta mașini. Dacă nu vom primi, va fi o mare, mare problemă. Acum 2-3 ani, îmi spunea o colegă care se ocupă de zona asta a ITM-ului, întrebați-l pe domn director dacă angajații mai merg cu mașinile proprii câteodată, că le frică să meargă cu astea. Nu merg cu mașinile proprii, dar pentru că nu au voie să meargă cu mașinile proprii. Da, am înțeles. Dar în schimb e adevărat. Avem două mașini care sunt trase pe dreapta. Că sunt mașini din 2003. Niște supernova. Loganul la fel din 2005. Mașini foarte, foarte vechi. Și noi care supraveghem angajatorii din punct de vedere a asigurării cerințelor minime de securitate, sănătate, muncă, noi punem oarecum în pericol viața și sănătatea lucrătorilor. Și sunt foarte, foarte atent. Foarte interesantă asta. Precizarea. E importantă pentru că cei care conduc mașinile o fac doar pe bază de voluntariat. N-am impus nimănui. Am avut grijă să le cer acordul. Pentru că e o mare, mare problemă chestiunea asta. Se cunoaște și la nivel național. Sper că anul ăsta să rezolvăm măcar parțial, pentru că altfel efectiv nu mai putem deplasa în teren. De asemenea, tehnica de calcul e veche. Asta ca să mă plâng puțin. Haideți să spun eu și partea bună. Când îți vine acum un inspector de muncă, am observat un lucru și trebuie să-l spun. Am rămas așa un pic, mă uitam aici. Au scos doamnele un fel de mic calculator și o chestie, o mică imprimantă și au rezolvat toată treaba într-o singură vizită. Adică nu mai te duci cu sacoșa cu acte la ITM decât doar și eu, dacă sunt cazuri deosebite. Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați ridicat mingea la frio, cum să spune, așa să folosesc un termen. Haideți să vedem răspunsul. Revers sau Beckham? Ideea este în felul următor, că urmare unei vizite de inspecție pe care am făcut-o cu câțiva ani în Croația, am sesizat că inspectorii de acolo, deși sunt mai noi intrați în Europeană decât noi, impactau foarte, foarte puțin cu angajatorii pe care îi verificau. M-am întors în România și am încercat și am implementat și eu chestiunea aceasta. Suntem singurul inspectorat din țară care face lucrul ăsta. Deci, pe de o parte, inspectorii au fost dotați cu laptopuri și cu tablete și cu imprimante mobile. Se duc în teren și în majoritatea cazurilor, actele de control și eventual de sancționare, dacă e cazul, se încheie în teren. Este un mare lucru pentru că angajatorii nu mai trebuie să vină de 100 de kilometri la Piatra Neamț. A fost destul de dificil pentru că orice schimbare așa, știți dumneavoastră mai bine ca mine, produce un pic de rezistență așa. Dar am reușit lucrul ăsta. Pe de o parte. Pe de altă parte, am reușit și suntem iarăși primul inspectorat din țară care am dotat inspectorii de muncă cu semnături electronice. O să vedeți că și cu asta o să încep, că modificările care au intervenit la Codul Muncii, printre modificările care au intervenit la Codul Muncii anul trecut, este Ordonanța 36 și Ordonanța 37. 36 se referă la introducerea semnăturii electronice
în relațiile de muncă. Și o să vedeți că și chiar în partea de securitate, sănătate, muncă. Deci orice contract de muncă, orice modificare a unui contract individual de muncă se poate face și prin semnătură electronică. Sunt cele trei tipuri de semnături electronice, dacă îmi permiteți. Vă rog, vă rog. Eu nu vă întrerup când e lucruri interesante, sincer nu vă întrerup. Este semnătură electronică simplă, semnătură electronică avansată și semnătură electronică calificată. Aceste trei tipuri de semnături electronice sunt reglementate pentru regulamentul european și se aplică la noi și în toată Uniunea Europeană. Angajatorii pot opta pentru una din aceste tipuri de semnături. Interesant este să subliniem faptul că doar semnătura calificată este cea care oferă o siguranță deplină și nu e nevoie de alte mijloace de probă, pentru că cei care folosesc semnătura calificată sunt certificați de niște organisme europene. Îi găsim la nivelul Uniunii Europene ca organisme abilitate să certifice semnătura electronică și nu e nevoie să dovedești cu nimic altceva în instanță. Ei, a apărut această semnătură electronică și atât angajatorul cât și angajatul poate să semneze documentele prin semnătură electronică. Ei, în cazul acesta, sigur că și noi, inspectorii de muncă, când mergem în control sau când primim un document la sediul inspectoratului, trebuie să răspundem cu aceeași monedă, cu semnătură electronică. Deci toți inspectorii dumneavoastră acum au semnătură toți electronică. Toți inspectorii de muncă sunt dotați cu semnătură electronică. Deci putem primi oricând, fie contracte individuale de muncă, fie acte adiționale de modificare, fie contracte colective, pe semnătură electronică, răspundem la fel, mergem în vizite de inspecție, dacă angajatorul respectiv are documentele electronic, atunci sunt mai multe modalități. Fie ne permite să intrăm în baza de date și să vizualizăm, să ne luăm datele care ne trebuie, fie ne permite să luăm pe un dispozitiv de stocare. Deci nu e nevoie să ne mai plimbăm cu toate hârtiile, cu toate documentele. Și ăsta e un lucru care spun eu foarte, foarte important. Ați văzut, toată lumea vorbește de digitalizarea României în general. Da. Ei, aici vorbim de digitalizarea relațiilor de muncă și o să fac o paranteză, să trec și la partea de securitate a muncii. Foarte de curând a fost modificată și hotărârea de guvern 1425. Este hotărârea de guvern care reglementează normele de aplicare a legii 319 din 2006. Este vorba de legea securității și sănătății muncă. Deci și în domeniul protecției muncii, ca să spun așa, să folosesc un termen pe care îl știe toată lumea, se utilizează semnătura electronică. Adică poți să instruiești un lucrător de la distanță. Ai un lucrător care lucrează la Piatra Neamț sau care lucrează la Berlin, la Paris, poți să-l instruiești folosind semnătura electronică. Îi pui niște filmulețe, le vizualizează, este un test pe care trebuie să-l parcurgă, dacă l-a parcurs, a primit ok-ul și merge mai departe. Fișele se semnează la fel electronic, deci iată că este un pas foarte, foarte important și în domeniul ăsta a protecției muncii. Știți cum e? Acum stăteam și mă gândeam, pașii ăștia există, sunt ok. De exemplu, la dumneavoastră s-a implementat prima parte asta cu semnătura electronică, vin oamenii, îți fac controlul pe loc, nu mai ai nevoie de atâtea lucruri. Dar la nivelul țării, lucrurile se mișcă foarte greu. Deci, eu interacționez cu dumneavoastră electronic, dar vă dau un exemplu. S-a întâmplat acum, la începutul anului trecut. Autoritatea Națională pentru Digitalizare, sub egida ei, un minister, a cerut niște documente cu semnătură electronică. Le-am trimis. Și după ce le-am trimis, primesc după vreo 3 zile, 4 zile, următorul mesaj care mie mi s-a părut incredibil. Bună ziua, vă mulțumim că ați interacționat și ne-ați trimis documentele. Vi le retrimitem, vă rugăm să le listați, să le semnați cu semnătură holografă și, pe urmă, să le scanați, să le trimiteți înapoi. Eu am rămas bașbuc și am întrebat, dar de ce? Știți, ca să nu fie posibilitate de falsificare. Deci când vezi așa ceva, da, nu-ți vine să te duci în vârf de munte. Știți și care e culmea? Mă scuzați că vă întreb. Da. Culmea este că semnăturile electronice, mă scuzați, documentele electronice, știți că nu au validitate dacă le listez. Erau validitate electronică. Păi tocmai!
Da. Eu păstrez mail-ul ăsta, pentru că ăsta e mail istoric, dar nu numai, au primit toți care au fost în... Bine, aici e adevărat și aveți perfectă dreptate, nu toată lumea este la același nivel și poate ar trebui cu toții să încercăm un pic, ăsta este viitorul. Și dacă îmi permiteți aici, fac o paranteză, am citit de curând un articol foarte interesant a profesorului Țiclea, care este o eminență în domeniul relațiilor de muncă, a dreptului muncii, și vorbea despre robotizare în muncă. Și deja sunt în lume, există peste 2,5 milioane de roboți, de androizi, da, care ne-au luat locul nostru de muncă, ca să spun așa, mai pe românește. Și se pare că în următorii 7-8 ani, până prin 2030, vom ajunge la 25 de milioane de roboți, din care mai mult de jumătate, spunea în acel articol, din studii făcute, vor fi în China. Da, și deci, gândiți-vă ce productivitate au acești roboți. Vă dați seama, deci, pe baza inteligenței artificiale, roboți, androizi, ne iau locurile de muncă. Deci, cu atât mai mult, noi, oamenii, trebuie să facem tot ce putem să încercăm un pic să ne punem la punct cu partea asta de digitalizare. Pentru că altfel, roboții ne iau locul. Bine, aici să pun problema și am înțeles că deja sunt state care au un proiect să impoziteze pe cei care folosesc roboți. Adică să impoziteze ca să poată să țină pe cei care se vorbește tot mai mult de acel venit unic, universal, mediu universal. Unii europeni, da, și atunci, deci impozitezi ei mai mulți bani de la firmele care folosesc și poți să dai niște bani la oameni, în unele țări vorbeau de 1000 de euro. În alte țări de 800 de euro, mă rog. Ei, la nivelul european se pare că va fi un venit la care probabil nu vom ajunge, nu toate statele vor ajunge în același timp. Ca de obicei. Haideți acum să intrăm un pic în niște lucruri concrete. Deci care sunt noutățile care au apărut în domeniul dumneavoastră? Deci pe lângă această ordonanță 36 care a introdus semnătura electronică în relație de muncă, a apărut o ordonanță 117 care a modificat codul muncii și prin care s-a introdus munca subdeclarată. Nu știu câtă lume știe ce înseamnă munca subdeclarată. Munca subdeclarată înseamnă să acorzi unui salariat un salariu mai mare decât cel pe care l-ai în cartea de muncă. Nu în cartea de muncă, pe care l-ai în statele de plată și eventual în declarația pe care o transmis la organele fiscale pentru contribuții și pentru impozite și contribuții. Asta este munca subdeclarată și sancționează destul de dur. E o noutate. Aveam până acum munca la negru sau munca nedeclarată, cum folosam noi termenul, pentru că ăsta e termenul european, munca nedeclarată, pentru că are o marjă mai largă de acoperire. Deci asta este o noutate. Sigur că avem o mică problemă noi, inspectorii de muncă, a depista această muncă subdeclarată, pentru că te duci la un angajator, vezi statele de plată, dacă... Îți plătite impozitele, îți plătite... Dacă salariatul respectiv nu are o înțelegere cu angajatorul, poate să spună, păi da, stați că eu mai mult, dar se întâmplă destul de rar treaba asta. Și noi ar trebui să punem, să verificăm declarațiile 112 de la fisc cu ceea ce declară omul și cu ceea ce găsim noi în pontajele respective. Ei, lucrul ăsta cu partea de declarații încă nu s-a pus la punct. Într-un termen destul de scurt o să punem la punct și lucrul acesta și o să avem acces și noi la acele declarații și atunci vom putea să mergem la angajatori și să vedem ce a declarat la fisc, ce are pe pontaje pe state de plată și ce declară omul. Și atunci lucrurile vor fi un pic mai simple. Deci asta este o modificare destul de importantă. După această modificare a apărut, printr-o ordonanță 142, o modificare care se referă la salariul minim. Și spune așa, și probabil ați auzit cu toții despre această modificare, de la 1 ianuarie anul acesta, nu poți să achiți unui muncitor salariul minim decât o perioadă de maxim 24 de luni. După acea perioadă de maxim 24 de luni, va trebui să îi mărești salariul. Și bine, se aplică această regulă și la contractele care erau în ființă, existau la 1 ianuarie 2022, dar perioada este de acum înainte.
Deci, practic, de la 1 ianuarie 2024, va trebui să... Aici e o prevedere, cum se spune, pe de o parte normală, dar pe de altă parte mi se pare și o ingerință în viața unei firme, pentru că și așa ești cocoșat de scumpiri, de tot ce este în jur, și îți vine guvernul și spune, băi, 24 de luni, nu parcă așa spune, 24 de luni. Ok, 24 de luni. Și atunci eu vă spun ce se întâmplă. Vine un angajator, cât e salariul minim pe economie? 2500, nu 50, știu, da. 550. Și îi pune salariul 2551. Corect. Ne-am pus și noi problema de manera... 2551 da. De lei. Deci, nu mai intră în vigoare cele 24 de luni. Și atunci ne furăm... Singur căciula. Când ne furăm căciula pe undeva, știți, cu reglementul. Noi am, dacă tot ați făcut această paranteză, vreau să vă spun un lucru. Noi, nouă ni s-au solicitat de la minister, ni s-au solicitat punctul de vedere și noi ne-am spus punctul de vedere. Eu știu de unde a plecat toată această chestiune. Într-adevăr, sunt zone în țară și noi, Moldova, suntem din această zonă în care majoritatea salariilor sunt minim pe economie. Majoritatea sunt minim pe economie. Dacă vă zici în Ardeal, în Banat, să știți că nu există așa multe salarii. Sunt jur de 1.500.000 de salariați din cei 550 de 5.500.000 din România care au salariul minim pe economie. Au încercat prin această metodă. Noi am propus altceva. Am spus, domnule, hai să vedem de ce un inginer, de ce un personal cu înaltă calificare este angajat la salariul minim. Hai să revenim la cei coeficienți de realizare. Măi, dacă ai un inginer, nu poți să-i dai salariul cât unui muncitor necalificat sau cât unui, nu știu... Trebuie făcut o dis. Deci, în vechea lege și în contractul colectiv, dacă vă aminte, la nivel național, care a funcționat până acum vreo 7-8 ani, erau niște coeficienți de realizare. Spunea 1 salariul minim pentru muncitorul necalificat, 1,1 pentru cei cu liceu, 1,2 pentru maestri și așa mai departe. 1,5 pentru subinginer, 2 pentru inginer. Așa era în linii mari. Ei, să putea introduce acest coeficient ca să fie totuși o... Știți ce răspunde unul care are o firmă de construcții? Știu ce îmi spuneți. Dacă vreți, vă spun. Vă rog. Domnule, eu am maestri sau am muncitori care sunt mai buni decât un inginer. Știu lucrul ăsta. Dacă îți permiți să ții un inginer să facă treabă de muncitor, atunci îl plătești așa, corespunzător și cu studiile. În general, angajatorul spune exact ce spunea și dumneavoastră acum. Domnule, eu nu mă interesează neapărat studiile, eu vreau să știu ce face omul ăla, concret. Ce plus valoare aduce în firmă? Aici a apărut această... De aici e motivația pentru... O să vedem dacă va funcționa sau, și mai este, sau nu. Și mai este și... reversul situației. Vine inginerul care nu se poate angaja în 7 firme, că se duce și îi spune la nu faci față, pa, nu faci față, pa, și la 8-a zice, domne, fac treabă de muncitor, dă-mi ceva. Și atunci ar trebui să fie lucrul și ăsta reglementat cumva. Că dacă ăla vine și spune fac treabă și renunț la restul lucrurilor... Da, eu știu ce spuneți. Spuneți, domnule, care e principiul raportului de muncă? Buna credință și acordul părților. Exact. Dacă acordul meu este să lucrez pe salariul ăla, ce ai cu mine tu, stat? Da, da? Adică lucrurile sunt delicate. E o piață foarte delicată și activitatea de itemist, ca să zic așa, e delicată că trebuie să ții cont, pe de o parte, de lege, dar pe de o parte și de... Ce se întâmplă în aici societate? Vreau să spun un lucru. Legislația asta a muncii, nu neapărat de salarizare, dar la salarizare vreau să mă refer în mod special. Deci sunt niște cerințe minime care sunt în legislație care trebuie să respectate. Oriunde în lume sunt niște cerințe minime. Dom'le, până aici, mai jos de atâta nu se poate. Ei, cam asta se încearcă și la noi. Cu o legislație minimă, de aici în sus... Puteți să negociați, mă scuzați, până la cer, infinit. Când vă permiteți. Până la infinit. Mai puțin, nu. Ei, aici apare într-adevăr această problemă că mulți angajatori spun, domnule, nu mai permit. E prea mare creșterea de salarii de la un an la altul sau în ultima perioadă și atunci nu mai permit.
eficiența, productivitatea a crescut cu 1%, să spunem, și în asta crește salariile cu 7-8% într-un an de zile, salariul minim. Și atunci nu-i permitem. Care e soluția? O renunți la o parte din angajați? Asta este în primul rând, renunți la o parte din salariați. Asta. Că de diminuat salariile nu pot să le diminuez. În momentul în care este teoria drepturilor câștigate, în dreptul muncii ei, stabilit un om un salariu, lucrează în aceleași condiții, cu același timp de muncă, nu pot să-i reduc salariul. Aici eu... Și de aici intervine ce spuneați mai devreme. Adică aduni oamenii și le spui, măi, oameni buni, uite, ăsta sunt salariile. Ce facem? Și atunci ați spus, șeful, știți, eu n-aș pleca. Bun, hai să facem un contract pe 4 ore ca să ne încadrăm în fondul de salarii oficial. Și restul mai vedem noi. Ei, și acolo apare ceea ce spuneați noastră cu munca aceea. Deci... Ei, asta este, mi-a stăticat iarăși de la filo, asta este o altă modificare apărută anul trecut la Codul Muncii și spune așa. Atunci când un salariat este identificat de inspector de muncă, prestând activitate peste durata de timp stipulată în contractul de muncă, cu timp parțial, se consideră muncă nedeclarată, muncă la negru, într-un cuvânt, și sancționează până la 1.500 de lei. Sancțiuni foarte mari. Ei, aici este într-adevăr o mare problemă. Sunt foarte multe contracte cu timp parțial, o oră, de la o oră până la 7 ore sunt considerate contracte cu timp parțial. Și lucrătorul respectiv, de fapt, lucrează mult mai mult. E destul de dificil de depistat, pentru că trebuie să efectuezi controle repetate. Și în intervale de timp, din zi sau din săptămână, diferite ca să poți să depistezi lucrul ăsta. Am avut și anul trecut lucrători identificați și am aplicat sancțiuni. Explicați-mi un pic. Deci dumneavoastră aplicați o sancțiune. De regulă, cei care au firme mai mari și unde se întâmplă lucrurile astea mai des, așa, au și posibilitatea de a se judeca. Își permit să se judece. Cam care e rata de câștig? Nu avem... Avem destul de multe sancțiuni transformate în avertisment, destul de multe, amenzi, la amenzi mă refer, da. Dar amenzi pierdute 1%, sub 1%. Da, deci, în general... Sunt foarte bine fundamentate, nu facem niciun fel de abuz. Din punctul de vedere, nu avem niciun fel de problemă să avem reclamații, eu știu, penale sau... Sunt destul de multe sesizări, dar nu am avut probleme că, vezi, Doamne, un inspector ar fi abuzat. Eu le-am spus și eu sunt o persoană destul de exigentă cu mine și cu colegii, unde avem proceduri de lucru și legile sunt, actele normative sunt foarte clare, le respectăm ad literam, deci nu, și în spiritul legii, deci nu discutăm. N-am avut așa sesizări ca să spunem, domnule, uite, au abuzat un inspector sau mici discuții au mai fost. În general, amenzile pe care le aplicăm stau în picioare. Instanțele mai pot să transforme o amendă în avertisment, dar asta este rolul și atribuția unui judecător, eu nu pot să... Eu absolut. Și nimeni nu poate să... Absolut. E dreptul fiecăruia să apere în instanță, cât poate, cât își permite, că și asta este o problemă. Aici au mai apărut, încerc acum să, din memorie, a apărut o modificare la Codul Muncii, care e foarte importantă și spune următorul lucru, că în cazul unei firme care este în faliment sau în reorganizare judiciară, administratorul acela, sau lichidatorul, cum se mai numește, da, administratorul special sau lichidatorul, da, este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste vechimea, muncă, în specialitate și așa mai departe. Și cel mai important, îi obligă pe acești administratori judiciari sau lichidatori să închidă contractele individuale de muncă ale salariaților. Pentru că avem zeci de sute de cazuri în care firme care s-au închis, eu mai am la eu, vorbesc eu, inspectoratul de muncă, avem încă 20.000 de carnete de muncă la sediul inspectoratului, deși carnetele le-am eliberat în 2011, atunci a apărut modificarea. Pentru că nu mai aveați cu cine să discutați. Nu, a apărut o modificare, s-a abrogat decretul 92 din 76 și a spus toate carnetele de muncă trebuie să le eliberați titularilor. Noi aveam 80.000 de carnete de muncă, 40.000 le-am eliberat atunci în 6 luni, încă vreo 12.000 le-am eliberat în următorii 3 ani,
Și de atunci în fiecare an eliberăm 5-600 de carnete de muncă. Dar astea cum le eliberează? La cererea? La cererea personalului. Titularului carnetului. Și sunt 20.000 și 200 dacă rețin. Uite, asta este o știre care e importantă. Eu vreau cine să transmit, are, da, vreau cine să transmit are un mesaj. Da. Vreau să transmit un mesaj pe calea asta. Cei care mai au încă carnete de muncă să vină să le ridice la inspectoratul. Da. Domnul inspector, nu aveți o listă cu societățile de care aparțineau aceste carnete sigur de muncă? Că de ce? Că eu cred că e mai ușor așa de transmis. Cei care au lucrat la cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Știți? Problema știți care este, domnul director? Unde a fost totul în regulă, firmele au trăit și trăiesc, noi am dat carnetele de muncă de la 1 ianuarie 2011 până pe 30 iunie 2011, le-am dat la angajatori și le-au dat salariaților. E vorba de firme care nu mai există. Sunt persoane fizice care sunt plecați din România. Sunt, majoritatea sunt carnete abandonate, ca să spun așa. Deși unele din ele sunt cu vechimi de 15-20 de ani. Deci oamenii ar putea beneficia de niște drepturi. Sigur. În momentul în care vin, în momentul în care ajung la pensie, avem persoane care vin disperate. Domnul, nu-mi găsesc care de muncă, nu poți să ies la pensie. Păi cum te cheamă? Le avem într-o bază electronică, CRP-ul, imediat am văzut. I-am dat carnetul omului. Deci, problema este că nu poți să le dai decât titularului sau unui împuternicit al titularului. Este o problemă asta cu carnetele de muncă. Mulți n-au realizat când le-au primit atunci în 2011 și unii le-au pierdut. Noi am spus-o și mi-aduc aminte că am fost și la câteva și emisiuni da. Și am spus, aveți grijă de carnetele. Eu îl țin într-un fișet acasă, aveți cuvântul meu de onoare, carnetul meu personal. Codul muncii s-a modificat. Decretul 92 din 76 privind carnetul de muncă s-a abrogat. În momentul în care ești la pensie, până în 2004, când a intrat noua lege a pensiilor în vigoare și de când există o evidență electronică, nu poți să dovedești vechimea decât cu carnetul de muncă. Dacă nu ai carnetul de muncă, nu poți dovedi vechimea decât să te duci să iei adeverințe de la fiecare loc de muncă. Dacă mai există. Că multe nu mai există. Și atunci nu ai altă variantă decât să te duci în instanță, cu martori, cu documente. Este foarte, foarte greu. Foarte mulți oameni renunță și rămân fără ani de viață lucrați din cauza unor aspecte care țin totuși de neglijența fiecăruia până în urmă. Da, și de neglijență, și de lipsă de informații, și de faptul că la noi nu există o educație în sensul ăsta al documentelor care, de care ai nevoie și cum ai nevoie. Și nu numai la oameni fără școală. În general, suntem noi mai neglijenți. Noi am făcut, de asta nu prea îmi reproșez, ca să fiu foarte sincer și cinstit, nu reproșez foarte multe, pentru că am făcut o campanie întreagă de informare la vremea aia, da. 2 ani de zile. Și în permanență, când ajungem la angajatori, domnule, mai ai persoane, tot timpul discutăm. Încă sunt 20.000 de carnete și vreo aproape 12.000 de adeverințe. Deci, în total, vreo 31.000, 32.000 de persoane. Deci, cifra este imensă pentru un județ ca Neamț. Sigur, dar asta este în toată țara valabil. Vreau să rețineți, în toată țara e valabil lucrul ăsta. Deci sunt încă aproape 32.000 de persoane care au fie carnetele la noi, fie adeverințe pe care nu le-au ridicat. Că au fost perioade în care, știți, era o procedură, nu se fabricau, între ghilimele, carnetele. Și atunci se elibera, dacă persoana pleca înainte de a apare un lot noi de carnete de muncă, atunci persoanei se eliberau o adeverință. Acele adeverințe sunt tocmai un 2 exemplare și sunt la noi, în arhivă, pentru unii care nu le-au ridicat. Și ele atestă vechimea în muncă și în specialitate. Și poți să o valorifici la pensie. Altfel, e foarte dificil să... Deci, vedeți câte lucruri sunt de discutat într-o emisiune de genul acesta? Deci, lucruri care aparent, lumea zice, carnet, 30 și ceva de mii de carnete și adeverințe de muncă care pot folosi la pensionarea unor persoane și care sunt zac, ca să zic așa, da. La ITM. Noi avem zilnic corespondență și discuții cu colegii de la Casa de Pensii. Domnule, spune-mi dacă cotare, uite, au venit cu niște dovezi la mine, relative. Figurează în baza noastră de date cu un contract de muncă, măcar ca să știu. Și sigur că avem, la o anumită perioadă încoace, din 2011, avem, dar pentru perioadele din 90 și până prin 2000, nu sunt date electronice și atunci e foarte dificil. Nu se poate face dovadă decât cu carnetul de muncă. Și da. Să ajungi la pensie, ai și o vârstă, poate mai ești bolnav,
și să începe atunci să-ți reconstituie echipa, este o mare problemă. Este o problemă. De asta, repet, transmit mesajul ăsta, cei care au carnete de muncă și știu că nu și le-au luat, să vină să le ia. Sigur vor fi o mare parte de carnete, o mare parte din carnete care săraiații titulare sunt plecați din țară. Sau cei care l-au pierdut să facă bine, să-și caute din timp la adeverințe de la fiecare loc de muncă pe unde este au fost. Este foarte dificil, atât timp cât se mai poate. Da. Da. Continuăm cu noutățile? A mai apărut o modificare la codul muncii. Asta poate e mai de specialitate așa pentru juriști, avocați, dar e bună și pentru salariați. Orice conflict individual de muncă se soluționa după codul muncii în 30 de zile, iar după legea 62 din 2011 a dialogului social în 45 de zile. Era un tâmbălop în instanță și asta unde erau societăți mari, cu sindicat probabil. Cu... Nu, dar oricare salariat putea să ducă în instanță. Unele instanțe mergeau pe termenul 30 de zile, alte instanțe spuneau că se aplică termenul de 45 de zile, că e mai favorabil salariaților și aveau dreptate. Alte instanțe spuneau, păi termenul de 45 de zile din legea 62 se referă numai la concediere, la sancțiune disciplinară, nu se referă la toate cazurile, la toate conflicte individuale. Și a fost o practică așa de unitară an de zile. Și acum am spus, abrogăm dispoziția din legea 62. 30 de zile. Și 30 de zile din... codul muncii, îl facem 45 de zile. Și este singurul temei. Ai chestia aia cu capra și varza la român se potrivește de minune. Și atunci s-a ales soluția asta, s-a abrogat dispoziția din legea 62 ca să nu mai fie dispoziții paralele. Au dus termenul la 45 de zile în codul muncii de la 30 și iată, avem o nouă dispoziție. Deci nu mi-am dat seama, au trecut deja 40 de minute de emisiune, așa că mai am două subiecte. Nu v-am întrebat cât durează emisiunea, ca să știu cum am... Nu, e problemă, nu, e foarte bine. Mai ne putem vedea, nu se pune problema. Două subiecte care au venit în timp ce noi discutam. Unu, ce se întâmplă pe piața muncii cu ucrainienii care doresc să lucreze? Este o întrebare care revine des în contextul acesta al conflictului. Da, este o reglementare generală care se referă la angajarea muncă a străinilor. Și ordonanța aceasta 25 spune foarte clar că străinii pot lucra în Uniunea Europeană și în România doar pe bază de aviz de angajare. În cazul cetățenilor ucraineni a apărut o ordonanță de urgență 20 care a modificat anul acesta ordonanța 25 și spune că cetățenii ucraineni care intră legal pe teritoriul României se pot angaja fără acest aviz de angajare. Lor li se prelungește dreptul de ședere în scop de muncă, pentru că străinii care se angajau în România aveau nevoie de o viză de lungă ședere cu drept de muncă. După aceea, angajatorul întocmea un mic dosar, se ducea la Oficiul Român de Imigrări și pe baza acelui dosar, angajatorul primea dreptul să-l angajeze pe acel străin. Era o întreagă procedură. Acum spune așa, nu mai e nevoie de aviz pentru ucrainieni, de fapt nici pentru moldoveni, este o excepție și pentru sârbi. Sunt mai vechi aceste excepții. Ce trebuie să facă cetățeanul ucrainian? Vine în România, se adresează Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, acolo este consiliat și funcție de documentele pe care le are de calificare sau dacă nu are documente de calificare sau care să ateste experiența, vechimea în muncă, foarte mulți nu au. Atunci, pe baza unei declarații pe propria răspundere, ei pot fi repartizați la un loc de muncă și pot fi încadrați pe o perioadă de 12 luni de zile și cu posibilitatea de prelungire de 6 ori, de 2 ori câte 6 luni. Este obligatoriu prin AJOFM? Vreau să continui. Nu e obligatoriu prin AJOFM. Asta vă răspund. Dar este recomandat, pentru că primești niște informații, ești înscris, înregistrat la... E o protecție. Ești înregistrat acolo și poți să primești toate drepturile prevăzute de legea 76. Te poți adresa ca cetățean ucrainean și dreptul unui angajator. Și atunci toate procedurile se durează între angajator și cetățeanul ucrainean. Ce trebuie să faci? Trebuie să dovedești cu documente că ai acea pregătire profesională și experiență. Dacă nu,
dai o probă practică. Să dai acea declarație. Nu, acea declarație care o dai și la șomaj, o dai la angajator. Pe propria răspundere, precum că îndeplinești condițiile pentru o anumită meserie, profesie. Și acum ajung pe terenul dumneavoastră. Angajatorul ce face? Face un contract de muncă? Angajatorul face un contract de muncă pe maxim un an de zile. După aceea poate să-l prelungească de două ori cu încă 6 luni. Asta e posibilitatea pe care o are angajatorul. Iar restul regulilor privind angajarea muncă se respectă. Adică examen medical, interviu, da, deci trebuie să verificarea tunelor personale. Este în ordine dat de Ministrul Muncii acum câteva săptămâni în sensul ăsta. Noi am publicat ordinul la vremea respectivă, dar da, tot se întreabă lucrurile astea. Deci procedura e simplă. Acum am înțeles acum. Să vă dau un exemplu. În județul Neam am făcut verificări. Avem un singur cetățean ucrainean. Unul singur? Unul. Înregistrat după ce a apărut acest conflict. Sunt 4 de toți și unul acum angajat. Deci deocamdată sunt doar discuții. Am înțeles. Deci doar discuții. Nu avem așa mulți cetățeni ucrainieni. Foarte interesant. Foarte interesant. Tocmai am primit o știre acum interesantă, dar o să discutăm după, ca să nu amestecăm lucrurile. O altă întrebare. Eu nu știu dacă știu termenii foarte bine, dar dumneavoastră să mă corectați. E vorba de acea muncă pe care o depun niște oameni acasă la alți oameni. Personalul casnic. Da. Așa. Și sunt niște reglementări aici. În ce măsură aceste reglementări au treabă și cu ITM-uri? Dacă ne puteți explica un pic, cam care e treaba asta cu personalul casnic? Chiar dacă probabil mai multă treabă are AJFM-ul decât ITM-ul. Da, vă explic. Aici... Chiar dacă fac un pic de școală așa, sper să nu se supere pe mine telespectatorul dumneavoastră, trebuie să facem o diferență între zilieri. Deci munca zilierilor, activitatea zilierilor este reglementată de legea 52 din 2011. Și zilierii au raportul de muncă, chiar dacă n-au încheiat un contract individual de muncă. Personalul casnic este altceva. Activitatea personalului casnic încă nu este reglementată în România. În prezent există un proiect de lege care este la ora actuală la Camera Deputaților, lege care reglementează activitatea prestatorului casnic. Ce se întâmplă? Este definită activitatea casnică, este definit prestatorul casnic și este definit beneficiarul casnic. Activitatea casnică este o activitate ocazională, necalificată, deci repet, o activitate ocazională, necalificată, prestată în gospodăria sau în gospodăriile unei persoane fizice. De ce persoane, da. Prestatorul casnic este o persoană fizică ce desfășoară această activitate ocazională și necalificată. Și beneficiarul e cel pentru care se... Haideți să o luăm concret. Ai nevoie de cineva să-ți sape în grădină. Așa. Deci, prestatorul e cel care sapă, beneficiarul e cel care are nevoie și de aici încolo intervin niște reguli noi. Da, intervin niște reguli noi. Aș dori totuși și vreau să întăresc ceea ce am spus adinori. Că e o activitate ocazională. Ocazională, necalificată. Necalificată. Deci, atenție, nu vorbim de electrician, de nu știu ce. Activitate ocazională și necalificată. Și vreau... Nu chemi un electrician și spui că... Da, aia nu e muncă casnică. Deci mare adică munca casnică nu înseamnă neapărat muncă în interiorul casei. Am înțeles. Deci și la ziliere, la legea 52... Unde la fel, munca este ocazională și necalificată și aici la fel, vorbim doar de... practic, personalul ăsta casnic este o parte a întregului, care înseamnă întregul este legea, sunt zilierii. O parte. Numai că este reglementată altfel. Practic, cum se va derula? Eu repet, e vorba de un proiect de lege, care am înțeles că va intra foarte curând în vigoare. Beneficiarul activității casnice, cel care dorește să folosească personal casnic, se adresează agențiilor județene de ocupare a forței de muncă. Deci, prin aceste agenții se va derula toată această activitate. Noi, inspectorii de muncă, va trebui să verificăm doar dacă se respectă prevederile acestea. Acești beneficiari se adresează agenții județene de ocupare a forței de muncă și obțin niște tichete de activități casnice, așa se numesc. Acele tichete de activități casnice au în proiectul de lege, o valoare nominală de 15 lei. Plătești
valoarea nominală a tichetului, îți iei tichetele și poți să le folosești o perioadă de un an de zile. Cum le folosești? În momentul în care ai chemat un personal casnic, deci o persoană care face o activitate ocazională și necalificată în gospodăria ta, îi dai tichetul, pe etichetă este înscris, tichetele sunt nominale, este înscris numele și codul personal al beneficiarului. Ția îți rămâne doar să treci numele și codul personal al personalului casnic. Personalul casnic care lucrează se duce cu tichetul la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și îl transformă în bani. Asta e scurt. Te obligă cineva să dai doar un anumit număr de tichete pentru o activitate de o zi? Nu, nu. Deci nu. Poți să-i dai câte vrei tu. Poți să-i dai câte vrei. Nu există deocamdată salar minim, ca să spun așa. De asta zic. Nu. Aici e la aprecierea și mica înțelegere. Da, îi dai cât vrei. Atenție, însă e reglementată activitatea în sensul în care spune, domnule, pentru personalul casnic se plătește impozitul pe venit și contribuția de asigurări de... Cine o plătește? Imediat. Și contribuția de asigurări de sănătate. Când te-ai dus și ai încasat valoarea tichetului, primești... Mai puțin 10% impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale. Și atunci ai vechime pentru pensie. Pentru acea perioadă. Da, pentru pensie. Dacă dorești și vechime, dorești să fii asigurat și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, spre exemplu, va trebui să faci un contract facultativ tu cu casa de sănătate să poți să... În linii mari, cam asta este discuția despre deci această lege. E o încercare de reglementare și de impozitare și protecție practic, pentru... Practic e o încercare de scoatere la lumină. Că toată lumea știe că mai există persoane care lucrează acasă, în muncile astea gospodărești. Ideea este că va trebui să fie o activitate ocazională și necalificată. Bun, dacă acum începi să aduci... Munca necalificată, există undeva o definiție care e munca sigur, asta? Sigur că sunt munci, da, sigur. Da. În România există o clasificare a ocupațiilor, în România există un caien a activităților și așa mai departe. Da, să știu muncile necalificate, le regăsim, nu e o problemă. Puteam și mă gândeam acum, ți aduci lemne acasă și vine unul și îl chem să te taie. Că le crapă cu toporul, e necalificat. Că taie cu drujba, nu știu dacă mai e necalificat. Vedeți? Sunteți foarte bun în interpretare. Așa este. Dacă utilizezi un echipament de muncă, o drujbă, să înțeleagă toată lumea, este o meserie care se numește operator cu drujba. Am scurtat. Se numește altfel. Mă rog. Operator la recoltarea masei de plase. Nu contează, să înțelegem. Dacă folosești un echipament de muncă, e clar că nu mai ești... Și toporul e tot echipament de muncă? Toporul este unealtă. Unealtă. Deci între echipamente de muncă și unelte este o diferență. Da. Unealta este pentru muncitor recalificat. Am înțeles. Da, uitați, vedeți, sunt lucruri care trebuie explicate pentru că sunt unii care zice, domnule, eu chem unul, uite, așa îmi plătesc și ăla vine și vine un control și băi, stai un pic, ăsta e meseriaș, trebuie să-l plătești altfel. De ce e important, domnul Bărănescu, să știm lucrurile astea? Pentru că noi avem probleme cu accidentele de muncă și în județul Neamț avem destul de multe accidente de muncă în domeniul exploatării forestiere. Dacă ai angajat un om pe o activitate necalificată și tu îl folosești la doborât arbori, unde trebuie să fie un muncitor calificat, ai o mare problemă vis-a-vis de răspunderea penală. Pentru că este o legătură directă între sarcina de muncă pe care tu, angajatorul, ai dat-o și accidentul suferit de acea persoană, dacă Doamne ferește. Avem foarte multe accidente la doborât arborii. Nu știu să... Așează pe o crangă și taie pe partea cealaltă. Lucrurile sunt un pic mai complicate, că la prima vedere, ce e așa greu să tai un arbore? Să faci o tapă, economii, prag de siguranță. Sunt niște reguli foarte clare. Nu respecti acele reguli, cade copacul în altă direcție în care dorești. Cade pe tine. Și atunci răspunzi. Și vreau să vă spun că, din punct de vedere a răspunderii penale, vis-a-vis de legea noastră, legea 319 a Securității Sănătății Muncă, lucrurile sunt destul de grave. De ce? Cele două infracțiuni care erau înainte în legea noastră, neluarea măsurilor și nerespectarea măsurilor de Securitate Sănătate Muncă, acum sunt infracțiuni prevăzute în codul penal, articolul 349-350. Și în momentul în care ai dat o dispoziție cuiva să facă o activitate calificată și el este angajat necalificat, răspunzi direct. Cum răspunzi? Trebuie să-i ții copiii în școală, dacă Doamne ferește a murit, trebuie să-i ții nevasta, dacă n-avea servici, trebuie să-i ții alte rude, toți cei care au întreținere. Când spun că îi ții, că trebuie să le plătești.
vine unul și spune, domne, eu, soțul meu care a murit în urma unui accident, îmi ținea mie copiii la școală, mă ținea pe mine acasă, noi facem întotdeauna niște glume, dar nu îmi permit într-o emisiune de televiziune. Da. Toate obligațiile de deținere pe care le avea acea persoană, tu, care ai greșit, ai încălcat legea, trebuie să le acoperi. Deci noi, juriștii, spun, domnule, trebuie să acoperi și beneficiu și prejudiciu efectiv și beneficiul nerealizat. Și lucru în ce s-am și dau nume emergență, sunt oamenii juridici. Asta e răspunderea în dreptul muncii pe partea de securitate, sănătate, muncă. Este o răspundere extinsă. E mult mai grav decât la faptul că e o amendă pe că ai un om care muncește la negru, ca să spun așa. Da, ca aia... Deci răspunderea este extinsă la accidentele de muncă. Da. Dacă mai sunt și alte lucruri care trebuie transmise, că ne apropiem de final. Eu știu dacă dumneavoastră doriți să mai... Nu, deci eu mi-am atins obiectivele pe ziua de astăzi, în mare, și trebuie să încercăm și o concluzie. Deci piața muncii este o piață dinamică, la fel și reglementările privind această piață sunt dinamice și trebuie tot timpul să fii la zi cu ele. Pentru că altfel te trezești că de multe ori chiar fără știință, dar asta nu te absolvă de faptul că nu știi legea, deci ori cu amendă, ori cu un avertisment. Bine, probabil că și lucrurile astea, cum spuneați, vreau să mai judecă și în funcție de ce vezi la fața locului. Adică dacă vezi că omul ăla chiar te duci la farcașa. Una e să fie o greșeală și alta e să fie un lucru care a perpetuat așa în timp și să vezi că e rea voință. Da, și există și sancțiunea avertismentului, există și alt gen. N-am discutat de sancțiuni, dar vreau să vă spun că la nivelul județului Neamț, 91% sunt avertismente și 9% sunt amenzi. Deci suntem destui de... Pe partea de prevenire. Mergem pe partea de prevenție, deși amenzile sunt foarte mari. Amenzile pentru muncă nedeclarată sunt până la 200 de milioane vechi. 20.000 de lei. Sunt foarte mari. Da. Pe partea de siguranță, sănătate, muncă, iarăși sunt destul de mari. Dar mergem foarte mult pe legea prevenției. Și cele 9% din... Sunt numai pentru muncă fără forme legale și accidente de muncă. Într-o proporție covârșitoare. Nu dăm pentru altceva amendă. Dăm avertismente. Aplicăm avertismente, urmărim, dăm termene și urmărim ca angajatorii să îndeplinească măsurile obligatorii dispuse de inspectorii de muncă. Eu ce să vă spun? Să vă doresc să aveți mașini. Da. Noi, că pare într-adevăr, deci comparația aceea, eu mă duc și verific dacă există siguranță în muncă la diversi angajatori și mă duc cu târtâitoare când plec de acolo, eventual la trebuie să facă curat după mine. Vă dați seama că nu îmi permiteam să o spun la dacă, un post public dacă nu era dacă nu era, situație, dacă nu era o situație stringentă. Da. Revin și spun că am stat de vorbă cu domnul inspector șef al ITM Neamț, Ioan Popescu, și unul din cei mai cu experiență inspector șef din țară, din câte știu eu. Vă doresc să vă completați locurile de muncă cu personal, să aveți mașini și să continuați în sensul ăsta cu prevenție multă, pentru că e nevoie. E nevoie de prevenție. Și mai puțin să aveți ocazia să dați amenzile astea imense. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație, le mulțumesc și telespectatorilor dumneavoastră și le transmit angajatorilor să încerce să respecte legislația de muncă și securitate, sănătate, muncă și să lucreze în condiții de siguranță. Da, vreau să precizez că această emisiune va rămâne și pe YouTube, pe contul nostru de YouTube, Mesagerul Neamț. Sunt lucruri care de multe ori trebuie să le ascultați ca să vă aduceți aminte despre ele. În fine, am primit o știre, spuneam că trebuie să o dăm așa, facem în emisiune, când avem știri primite în timpul emisiunii. Tribunalul Iași a dat dreptate Curții de Conturi în disputa cu Adi Euronest și Consiliul Județean Neamț. Este vorba de Spitalul Mobil de la Lescani. În prima instanță se pare că a fost menținute sancțiunile puse de inspectorii financiari, cei de la Curtea de Conturi, auditorii de la Curtea de Conturi, și se vorbește de un prejudiciu de 64,9 milioane de lei, nu neapărat pe modul
pe spital, pe aparatură, cât pe modul în care s-au derulat lucrurile în achiziționarea acestuia. Vom vedea ce va fi în a doua instanță, probabil cea care va definitiva acest proces. Oameni buni, ne oprim aici. Ne doresc o zi frumoasă. Sunt premize, că astăzi va fi cald afară. O zi frumoasă și nu pot să vă spun decât să aveți liniște, apă, că e de multe ori nevoie în Neamț să avem și apă. Încă nu e front la noi de război, dar avem războiul ăsta. Și sănătate multă, pentru că în ultima perioadă bântuie, nici nu știu ce e, viroză, gripă, foarte parșivă la nivelul tineretului, copii în special, și cu efecte destul de virulente. Nu uitați ce vă spun de multe ori, aveți grijă de dumneavoastră, pentru că de cele mai multe ori suntem pe cont propriu. Cele bune!